Bună ziua, sunt șef Dani, bucătar al restaurantului Ana Lugojana și astăzi vreau să vă prezint o nouă pizza care încă nu este apărută pe zona de vest. Cum v-am spus, pentru această nouă pizza am invitat colegul meu, maestru pizzer Fabrizio Sacchi, pentru a vă prezenta produsul și ce conține această pizza, pentru a vedea ce novitate este pentru piața românească. Fabrizio, dili per inizio i prodotti che li usiamo su questa pizza. Allora sì, buongiorno, sono Fabrizio Sacchi e vengo da Roma, dall'Italia, e sono un consulente per la pizzeria romana dell'azienda Corrado Di Marco. Folosește doar produse special din Italia pentru a ieși calitatea care ne dorim noi. Fabrizio, dili per inizio che pizza facciamo? Allora, facciamo due pizze. Una pizza la facciamo con la base rossa, la rucola, i pomodorini, una crema di formaggio e prosciutto crudo. Pentru început, prima pizza cu blatul de Philadelphia, cu rucola, cu prosciutto crudo, pomodoro și roșii cherry. La seconda pizza. E poi facciamo invece una pizza ripiena con crema di formaggio, mortadella e rucola. Și poi a doua pizza o facem cu mortadella, blat de formaggio de Philadelphia și cu rucola. Io sono arrivato in Romania nell'ottobre del 2019. E mi sono trovato molto bene e quindi dall'anno scorso sono fisso qua in Romania e promuovo la pizza romana. Fabrizio ne spune che è venuto in Romania din 2019, ha început in zona Focșani cu pizza, cu acest tip de pizza, pizza romana se numește, și se găsește foarte bine în România, îi place foarte mult aici și o să vrea să promoveze acest produs și la noi în Lugoj, la restaurantul Ana Lugojana. Ok, adesso vi faccio vedere come condisco questa base di teglia romana con rucola, pomodorini e qualche altro ingrediente. Ne spune că acum începe condimentarea pizzei pentru a face finalizarea produsului. Thank you.